Am revenit și în această seară îl avem alături de noi prin intermediul unei aplicații online pe domnul Adrian Niță, prefect al județului Neamț. Bună seara și bine vă găsim, din păcate doar vă vedem în această seară, nu vă avem și alături de noi în platou. V-am invitat în această seară pentru a discuta câteva lucruri legate de județul Neamț. Încă o dată bună seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Eu nu vă văd, trebuie să vă menționez asta. Și îmi cer scuze dacă calitatea nu este tocmai cea scontată a imaginii, mă refer, deoarece am apelat la unul din primari și mă aflu în sediul primării, deoarece eram în județ. Nu este absolut nicio problemă. Important este că putem să discutăm chiar și în această manieră informații de interes pentru cetățenii județului Neamț și o să propun o discuție deschisă, să vedem sau să auzim de la dumneavoastră care ar fi principalele, să spunem, obiective pe care ați reușit să le împliniți până la începerea acestui an, să facem un pic o retrospectivă a anului 2022, ceea ce ați obținut în urma acestui an ca și rezultate, obiective pe care poate ați reușit să le atingeți sau sunteți în curs de atingerea acestora? Da, în ceea ce privește activitatea pe care o desfășor și anume cea de prefect, pot spune că a fost un an plin și dacă ne referim la toate evenimentele care au avut loc, multe dintre ele neplăcute și poate cel mai important este criza refugiaților din Ucraina, putem spune că a fost un an plin de activități care ne-a pus un pic la încercare, dar peste care am trecut cu bine până la urmă. Pe această ocazie țin să mulțumesc tuturor celor implicați în gestionarea acestei crize umanitare și fie că vorbim de asociații sau ONG-uri, fie că vorbim de patroni de firme sau de simpli oameni care au sărit în ajutor, s-a simțit din plin ajutorul acestora și pentru asta vă mulțumesc tuturor. Au fost niște momente dramatice, multe dintre ele triste, în care mame își țineau pruncii în brațe, au fost nevoite să plece de acasă și să ia drumul străinătății, dar nemțenii, așa cum am înțeles că și în celelalte județe, au fost ospitalieri și i-au primit așa cum se cuvine, găsind un pic de alinare aici în zona noastră. Într-adevăr, a Moldovei. Într-adevăr, suntem o regiune și niște oameni, nu o spunem noi, ci rezultatele mai degrabă zi sau acțiunile noastre foarte solidare. Domnule prefect, aș intra puțin în subiect mai precis să vă întreb cum stăm cu acea autostradă de care foarte bine aflăm și cunoaștem. Din câte știu, o să ne referim la ambele, pentru că e și A7, cea care vine de la Ploiești până la Pașcani și unde, slavă Domnului, zic eu, stăm destul de bine, adică din 13 loturi. Știu că au fost licitații pentru toate, pentru nouă s-au atribuit și avem câștigători. Pe 4 dintre ele sunt contestații, dar ceea ce este cel mai important este că lucrările au început deja și că ar trebui ca până cel târziu în 2026, zic eu, la începutul anului, această autostradă foarte importantă care leagă Moldova de centru, de capitala țării, să fie funcțională și gata de a fi folosită de către toți cei care tranzitează zona. Dacă vorbim de A8, o altă autostradă, o altă rută foarte importantă pentru noi cei din Moldova care ar putea să aducă dezvoltare, din câte știu până acum, două dintre tronsoane și ne referim la Leghin, Târgu Neamț și Târgu Mureș, Miercurea Nilajului. Pentru acestea două, dacă nu mă înșel, au fost lansate licitațiile pentru proiectare și execuție. Pentru celelalte încă se lucrează pentru obținerea vizelor și pentru a înainta în acest proiect, repet, din nou, la fel de important pentru zona noastră a Moldovei.
Ați menționat pentru autostrada 7 termenul de 2026. Nu vreau să fiu foarte specifică, însă v-aș întreba dacă dumneavoastră, din experiență și mai mult decât atât, după cum vedeți că evoluează lucrările sau nu, sunteți încrezător în acest termen? Da, pot să vă spun că, cunoscând portofoliul de lucrări pe care îl are constructorul care a câștigat construirea acestui sector de drum important, putem spune că avem mari șanse ca în 2026 să circulăm pe această autostradă A7. Domnule prefect, de altfel, cum vă spuneam, lucrările au început deja și merg destul de bine. O altă chestiune foarte importantă în ceea ce privește județul Neamț sunt spitalele care, din ce am aflat și din ce am aflat, să spunem așa, au fost prinse în finanțare prin PNRR. Ce ne puteți spune despre acestea? Câte spitale sunt și dacă putem să vedem și care sunt acestea mai specific ori nu? În detalii despre Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, care printr-un proiect ce a ajuns cumva la maturitate din acest punct de vedere al aplicării și prin munca deosebită pe care de câțiva ani de zile cei din Consiliul Județean au depus-o, avem o veste minunată, și anume că nu de mult timp, de câteva zile, a fost introdus pe lista obiectivelor finanțate prin PNRR și din fonduri guvernamentale, și e vorba de o sumă de 1,41 miliarde de lei pentru un spital de urgență nou ce se va construi la ieșire din Piatra Neamț. Din câte știu eu, 70% din sumă vor fi fonduri prin PNRR și 30% fonduri guvernamentale. Este extraordinar. Așa cum spuneam, toate diligențele au fost inițiate mai din timp. Banii pentru proiectare, spre exemplu, erau încă de pe vremea guvernului Dăncilă, dacă nu mă înșel, acordați și puși deoparte pentru acest proiect foarte important pentru nemțeni. Deci veștile sunt foarte bune, având în vedere că e cea mai mare sumă din ce am observat și din ce știu, din toată lista obiectivelor propuse de către Ministerul Sănătății pentru a fi finanțate. Spitalul Județean din Piatra Neamț a obținut cea mai mare sumă. Deci vorbim așadar, dacă îmi permiteți, pentru a clarifica un pic și pentru telespectatori și cei care ne urmăresc, vorbim așadar despre construcția unui nou spital, nu reabilitarea sau, știu eu, întărirea sistemului celui actual. Așa este. Vorbim despre construcția unui spital de la zero, pe un teren pe care Consiliul Județean, condus de președintele Ionel Arsen, l-a obținut printr-un protocol de la două comune învecinate municipiului Piatra Neamț, și vorbim de comunele Gârcina și Girov. Pe acest teren va fi construit de la zero acest spital pentru care a fost aprobată finanțarea. Dacă este să ne raportăm tot la această noțiune de infrastructură, pentru că toate lucrurile acestea de care povestim în această seară, practic țin de infrastructura județului și orașului Piatra Neamț, mai precis, dacă este să abordăm subiectul de lucrări la rețeaua de apă și canalizare, și aici voi... O să intru așa cât de scurt posibil prin toate și o să sigur, vă povestesc atât cât ne permite despre... timpul. Știm foarte bine că din vari motive, dacă îmi permiteți, la această rețea de apă și canalizare nu prea s-au făcut investiții în ultimii 10 de ani. Și acum, dacă sunteți amabil să, nu știu, să vedem care este situația actuală. Am înțeles că au început sau cel puțin se dorește a se investi în acest domeniu. Există un proiect care vizează extinderea în mare parte a rețelelor de apă și canal și care este derulat și implementat de către Societatea Județeană care furnizează serviciile de apă și canal, și anume APASERV, Compania Județeană de Apă, separat, acolo unde UAT-urile, unitățile administrative teritoriale, sunt în proprietatea rețelelor, sunt situații în care și acestea investesc. Pot să vă spun că la nivelul întregului județ este vorba de 60 de proiecte pe apă și canal. Dintre acestea, 19 ar fi din fonduri guvernamentale, 9
fonduri europene și 32 de la bugetul local. Dacă e să ne referim la zonele cu probleme și anume cele două municipii, Piatra Neamț și Roman, dacă în Piatra Neamț înțeleg că sunt vizate niște lucrări care să îmbunătățească acest aspect și anume al pierderilor foarte mari care se înregistrează la furnizarea apei, doar ce rețeaua, așa cum spuneați, este una foarte veche. La municipiul Roman e mai dificil pentru că acolo sunt și probleme pe zona de captare. Am avut niște întâlniri atât cu liderii, cu cei care conduc administrația locală de acolo și cu liderii care conduc compania județeană de apă și a rămas că împreună, după elaborarea și prezentarea unui plan, să facă investiții. Aștept să văd, pentru că aceste două întâlniri de fapt au fost înainte de anul nou, urmând ca chiar acum să vedem primii pași pe care aceștia îi fac. Și pot să vă menționez că din total proiect despre care vă vorbeam derulat prin fonduri europene de către APA Serv, era vorba de aproximativ 23, dacă nu greșesc, de milioane de euro destinați doar pe zona de captare a municipiului Roman, suplimentar, pentru că acolo sunt 96 de puțuri de captare, din care mai puțin de jumătate sunt funcționale acum, se angajase ca compania județeană de apă suplimentar să investească în această zonă, iar primăria să înceapă încetul cu încetul să investească pe partea de rețele. Și asta pentru că problema apei acolo este una veche, de mai mult de 20 de ani, fiind probleme cu furnizarea de apă în municipiul Roman. Exact așa cum ați spus, vă rog. Dacă e să ne referim și la partea de infrastructură de care aminteați dumneavoastră, trebuie să spunem că pe partea de drumuri și poduri, Consiliul Județean, spre exemplu, are în administrare 750 de kilometri de drumuri județene pe care au intervenit în ultimii 4-5 ani și s-au urnat covoare asfaltice sau au fost făcute reabilitări sau modernizări pe aproximativ 500 de kilometri. Din acești 500 de kilometri, trebuie să spunem că 150 de kilometri erau drumuri de pământ în trecut. Deci putem spune că administrația județeană, condusă de președintele Ionel Arsene, și-a făcut treaba. Dacă e să ne mai referim și la cele 248, dacă nu greșesc, de poduri pe care le are Consiliul Județean în administrare și vorbim de poduri, asta însemnând că ne referim la tot ceea ce are peste 5 metri lungime, adică nu podețe, de care putem spune că mai sunt alte câteva sute, dar strict la poduri putem avem cert cifre și pe acestea și știm că din aceste 240 și ceva, 51 au fost reabilitate, modernizate sau refăcute de la zero. Deci pe partea asta Consiliul Județean și-a făcut destul de bine treaba. În plus, există un drum foarte important care se va moderniza și anume axa 3 de transport, care va face legătura între Piatra Neamț și Bacău, o altă rută decât cele obișnuite, și e vorba de drumul care trece prin localitatea Izboare și care include celebra stradă Speranța, care a fost o stradă cu probleme pentru municipiul Piatra Neamț în ultimul an și care a fost inclusă și refăcută de către Consiliul Județean. Apoi ajunge prin Mărgineni, Făurei, Horia, Trifești, Horia, Ion Creangă și apoi limita cu județul Bacău. E vorba de 70 de kilometri de drum care vor fi modernizați cu supralărgiri pe alocuri, cu poduri refăcute și podețe și cu o cale de rulare modernă. Domnule prefect, dacă e să ne referim la drumurile...
dacă îmi permiteți, da, scuze. Vedem așadar niște investiții destul de serioase și mai mult decât atât foarte bine organizate, le-aș numi eu, dar dacă este să mergem pe aceste poduri și situația lor, nu știu, poate ați făcut împreună cu ceilalți colegi care, mă rog, se ocupă de această parte, administrarea podurilor și drumurilor din județ, o situație a podurilor care sunt avariate, pentru că știm foarte bine această noțiune de avariile aduse sau care se regăsesc în țară la noi la poduri, a pornit în urma unui incident. Pentru că așa se întâmplă din păcate în România, mai întâi trebuie să se întâmple ceva, nu prevenim, ci abia după ce se întâmplă. Dar făcând abstracție oarecum de această paranteză, există o situație în care ați reușit să notați sau să vedeți aici ar trebui să reabilităm, aici ar trebui să reconstruim, aici peste 5 ani ar fi nevoie de reinvestiții și așa mai departe? Da. Avem un inventar de acest gen, care a început imediat după accidentul tehnic despre care, nefericit despre care dumneavoastră aminteați, și tocmai de asta povesteam de cele 51 de poduri refăcute de către CJ, pentru că, așa cum bine spuneați, asupra acestei infrastructuri rutiere, și ne referim strict la poduri, nu s-a intervenit încă dinainte de Revoluție. Multe dintre ele sunt expirate fizic și moral. Exact. Și atunci era necesar să avem acest inventar. Nu vă mai povestesc că erau situații în care aveam limitări de tonaj sau de viteză, dar nu puteau cei de la ISCTR, spre exemplu, să-și facă datoria, deoarece nu exista în anumit sector de drum o platformă omologată. Și atunci toate aceste situații duc la deteriorarea timp a infrastructurii rutiere, a punerei în pericol a vieților omenești și a creierii de neplăceri. Domnule, de asta faptul că CJ-ul a intervenit pe 51 din podurile pe care ele au în administrare, și e vorba de 246, cum spuneam, e îmbucurător. Acel accident va trebui să fie, în urma unei anchete, stabilit cine a fost vinovatul și cu siguranță va plăti. A fost nefericit și nedorit de nimeni. Categoric. Dar trebuie să continuăm reabilitarea și modernizarea acestor obiective, pentru că nu doar drumurile, trebuie să vă spun că și vorbeam de rețele și acestea, de distribuția apei, de canalizări, de transport a energiei, în timp ele se învechesc și se oxidează, iar așa cum bine știm, după Revoluție nu prea s-a investit în această direcție. Într-adevăr. Deci e foarte important să începem să facem pași și în direcția asta. Domnule prefect, din păcate timpul nostru se scurtează, având în vedere că subiectele sunt multiple, diverse și mai mult decât atât interesante și pentru cetățenii din județ, dar mai ales și pentru telespectatorii noștri. Aș vrea să mai discutăm despre o chestiune care este de un foarte mare interes, referitor la telegondola din Piatra Neamț. Știm foarte bine, chiar și cei dintre noi și din județele adiacente celui de Neamț, mergeam la Piatra Neamț pentru celebra telegondolă încă de când eram copii. Care este situația acestea? Ce se întâmplă, de fapt, cu administrarea acestei telegondole din Piatra Neamț, vestită și mai mult decât atât, care a adus, putem spune, foarte bine, un plus în ceea ce privește obiectivele turistice din Piatra Neamț? Da, ca obiectiv turistic, ea, într-adevăr, este un loc important pentru municipiul Piatra Neamț, din punct de vedere al managementului care a fost, care s-a desfășurat acolo, putem spune că n-a fost unul tocmai fericit și, deși raportează mulți ani profit, chiar dacă minim, trebuie menționat faptul că acest profit vine și ca urmare a faptului că primăria a fost de acord să plătească acea rată la bancă. Cu alte cuvinte, a preluat datoria Perla Invest pentru a o degreva de această sarcină importantă. În al doilea rând, din păcate, subiectul a fost analizat și jucat, ca să spunem, în cheie politică de către multe persoane. Și am văzut cum actuala conducere a primăriei Piatra Neamț a ieșit public cu diverse acuze. Din punctul meu de vedere, multe dintre ele exagerate sau nefondate, mai ales că chiar astăzi, din câte știu, a avut loc o ședință a Consiliului Local Piatra Neamț, în care s-a propus ca proiect de hotărâre modificarea regulamentului și a planului de reorganizare, astfel încât
s-a suplimentat aportul de capital al primăriei la SCP la Invest cu 2,58 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, suma care acoperă datoria către ANAF a SCP la Invest și care scoate din impas societatea și deci, în concluzie, și funcționarea Telegondolei. Problema pe care trebuie să-și opună actuala conducere a primăriei Piatra Neamț este cum s-a ajuns în acest punct în care Pietrenie ar fi trebuit ca în cazul în care s-ar fi adoptat soluția propusă anul trecut, la sfârșitul anul trecut de către primar, și anume achiziționarea de către primăria stației de plecare a Telegondolei, să plătească în continuare pentru acest management prost care s-a derulat acolo. Ar trebui făcută o anchetă, de ce nu, ca să vedem cine au fost vinovații și unde au plecat banii, pentru că s-au înregistrat pierdere acolo și proiectul în toată totalitatea lui, în ansamblul lui, care prevedea și unele construcții în partea de sosire a Telegondolei de pe muntele Cozla, a intrat în impas și nu s-a mai făcut nimic acolo, arată totul ca o ruină și au fost lăsate în paragină. Adică ar trebui evitat analiza aceasta în cheie politică, pentru că cred că nu este eficient în primul rând, în al doilea rând dă naștere unor alte păreri și analize care nu și-au locul. Putem să spunem că se abate de la obiectivul cel mai important, respectiv înfrumusețarea, buna funcționare și mai mult decât atât timpul de recreere al pietrenilor, dar și al celor care vizitează orașul Piatra Neamț. Domnule prefect, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în direct cu noi și mai mult decât atât că ne-ați transmis informații, atât nouă cât și oamenilor care și-au pus oarecum, să spunem așa, traiul de zi cu zi în mâinile dumneavoastră alături de colegii de la conducere din județul Neamț. Vă mulțumesc tare mult pentru cele transmise. Vă dorim foarte mult succes ca tot ceea ce am auzit în această seară să și vedem în timpul lor de realizare. Mulțumesc și eu pentru invitație, Doamne ajută tuturor. Aveți emisiuni frumoase și telespectatorii mulțumiți. Mulțumim tare mult. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.